Întrebat de reacția avută de liberalii gorjeni în urma apariției alături de Victor Ponta, Marcel Romanescu a fost cât se poate de discret. A zâmbit și a zis că acest aspect nu a fost văzut cu ochii răi de colegii săi. Oamenii normali ar trebui să aprecieze faptul că primarul municipiului Târgu Jiu, indiferent de persoana publică care vine în oraș, o primește și poate într-un fel să discute problemele care au apărut sau care vor apărea și, sigur, găsirea unor soluții pentru rezolvarea acestor probleme. Mai mult decât atât, edilul a dorit să liniștească apele și a dat asigurări că nu a discutat cu Victor Ponta despre o posibilă candidatură din partea Pro-România în anul 2020. Administrația presupune și astfel de colaborări. N-am discutat aspecte de natură politică, am discutat aspecte de natură administrativă, în care am rugat și am făcut solicitare tuturor parlamentarilor să, la un moment dat, să facă front comun pentru ajutorul pe care pot să-l acorde județului sau municipiului Târgu Jiu. Întâlniri de genul ăsta am avut și o să mai am. Indiferent de culoarea politică a celui cu care mă întâlnesc, interesul meu ca primar este să-mi ajut municipalitatea. N-am niciun alt fel de interes. Edilul a mai anunțat că va păstra o legătură strânsă cu fostul premier, care l-ar putea ajuta pe viitor, având în vedere funcția pe care o ocupă în prezent.